ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați, ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare, zi de zi, alături de noi și cu ochii pe noi, bineînțeles. Cu ochii pe activitatea administrațiilor locale, administrațiilor județene, dar și centrale, suntem și noi. Și aducem în fața dumneavoastră oameni care uneori își dau cu părerea, dar de cele mai multe ori sunt și în măsură să fac acest lucru, pentru că trăim cu toții niște perioade așa destul de alunecoase, putem spune, din foarte multe puncte de vedere. Acum, pe masa decidenților, să spunem așa, este comasarea alegerilor și s-a discutat de în ultima perioadă foarte mult dacă vor fi comasate alegerile europarlamentare cu cele locale, prezidențialele cu parlamentarele. Au fost destul de multe variante, să spunem așa, dar ideea de bază ar trebui să fie pe cine ajută această comasare, cum îi ajută poate pe cetățenii de rând aceste comasări, pentru că uneori tindem să credem că în această ecuație cetățenii contează și nu prea. Poate greșim, poate nu, de aceea și aducem în fața dumneavoastră oameni care să ne răspundă la unele întrebări. Astăzi, alături de mine, este domnul Emanuel Clej, membru al Partidului AUR. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Clej! Bună ziua, bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Ar fi și sunt atât de multe subiecte de discutat și de dezbătut, începând de la ce se întâmplă în reședința de județ la Deva, ce se întâmplă în județ, dar vreau să trecem puțin și de granițele județului, pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, sunt foarte multe aspecte care merită dezbătute și discutate, iar ziua de astăzi ne-a adus noi vești privind comasarea alegerilor. Sunt și au fost discuții îndelungate între președinții celor două partide care se află în alianță acum în guvernul României, PSD și PNL. Au fost discuții, ultimele discuții au durat, din câte am citit și noi în presa centrală, undeva la 7 ore. Nu știu dacă sunt și cele mai bune sau potrivite rezultate sau nu, asta rămâne de văzut. Cert este că au fost discuții inclusiv cu președintele țării, Klaus Iohannis, cu privire la aceste alegeri. Pe cine ajută și pe cine nu ajută comasarea acestor alegeri? Exact, pe cine încurcă, dacă încurcă. Haideți să vedem. Deci, da, este adevărat că tabloul național este, sau cel puțin politic, se învârte în jurul acestei decizii pe care nimeni nu și-o asumă, adică intenția nu vine nici din partea PSD, nici din partea PNL, că așa ne este prezentată situația în fapt, dar totuși vedem că discuțiile sau negocierile dăină de ceva vreme, mai bine de o lună și jumătate, se învârt în jurul cozii, nu reușesc să ajungă la un numitor comun. Acum, în ceea ce presupune comasarea alegerilor, eu știu că există o regulă, o bună practică în orice domeniu, chiar și în domeniul de competiție electorală, care spune că în timpul jocului nu se schimbă regula. Dar, lăsând totuși deoparte această abordare, haideți să vedem cât este de oportun sau de necesar și dacă, prin ceea ce se dorește a se face, prin comasarea acestor alegeri, se respectă pe de o parte Constituția, se acordă dreptul cetățeanului sau nu se îngrădește într-o formă sau alta dreptul cetățenilor de a-și alege actorii politici, fie că discutăm de europarlamentari, fie că discutăm de primari, consilieri locali, județeni și așa mai departe, și să vedem de fapt dacă ceea ce ni se expune nouă ca fiind de fapt beneficii, mă refer aici la economiile, adică financiare care s-ar realiza de pe urma acestor comasări, sunt și reale sau sunt doar avansate ca fiind niște ipoteze de lucru, ca niște premise. Iată, și de banii cetățenilor și de banii din visteria statului, nu, dacă fac aceste comasări. Ne pasă și nouă cetățenilor de banii noștri, că în fond și la urmă urmei ei nu stabilesc acolo actualii guvernanți pe banii lor, pe banii din buzunarul lor. Sunt de fapt banii noștri la dispoziția lor, pe care trebuie
trebuie să gestioneze cât mai eficient. Dar ceea ce nu cred eu ca și cetățean este că eu nu cred că ei sunt preocupați în primă și în primă fază despre economia de bani care a rezultat ca urmare a acestor comasări. Și am să vă spun și de ce nu cred acest lucru. Dacă ar fi preocupați să facă această economie, cred eu că atunci mai degrabă și mai degrabă ar pune în practică referendumul care stabilește clar voința populară de a reduce numărul de parlamentari de la 540 și cât este în prezent la 300. Nu a fost aplicat niciodată. Oamenii și-au exprimat dorința din acest punct de vedere. Eu cred că dacă s-ar aplica asupra acestei voințe populare, născută și girată sau validată de către societate, categoric se vor realiza economii mult mai mari decât a reușit să facă ei prin comasarea a două rânduri de alegeri distincte, europarlamentarele cu localele pe de o parte și am înțeles că un tur al prezidențialelor cu cele generale. Deci pe de o parte s-ar putea realiza economii, cred eu, mai mari decât ceea ce a reușit printr-un tur de scrutin. Iată, acest exemplu pe care ni l-ați dat vine și contrazice cumva ceea ce spuneați puțin mai devreme privind comasarea și gândul că cetățenii ar putea să... acesta pe care îl fac și spuneați puțin mai devreme ar fi în beneficiul oamenilor. Trebuie să evidențiem clar care ar fi beneficiile și de ce am face un lucru. Pentru că doar să facem experiențe pe popor, să luăm decizii fără să avem o analiză a impactului pe care decizia ar putea să o aibă în societate, eu cred că din 89 până în prezent populația s-a cam săturat să se ia decizii haotice fără să fie consultați pe de o parte și mai mult decât atât, în pofida faptului că pe anumite teme sunt consultați, să nu se țină cont de voința poporului. Cel mai grav atentat la democrație din punctul meu de vedere. Cu o dovadă că regulile se pot schimba în timpul jocului. Și vă spuneam, doamna Tămaș, că partea legată de reducerea numărului de parlamentari ar fi fost o primă măsură care ar putea să o pună în practică dacă într-adevăr s-ar îngriji și ar dori să facă o economie la bugetul general cu privire la resursele financiare, disponibilitățile bănești. Pe de altă parte, cred că o mai mare economie am putea să o facem noi românii și guvernul prin tot ceea ce înseamnă reorganizare administrativă. Aici atingeți un punct extrem de sensibil și intens discutat, doar că nimeni nu a luat taurul de coarne, să facă această reorganizare. Adică noi ne plângem... Pentru că asta însemna schimbarea și a Constituției, ar fi mai multe aspecte care ar trebui să fie luate dar în calcul. Dar cine poate să facă acest lucru? Parlamentul. Asta vă întreb eu. Cine poate să facă acest lucru? O majoritate. Într-un an super electoral, o astfel de reorganizare administrativ-teritorială. Dar eu vă spun, oamenii care sunt hotărâți, oamenii care nu mint, oamenii care se preocupă în principal de nevoile cetățenilor. Ăștia sunt oamenii care pot să facă ceea ce spun acum. Pe de o parte, trebuie să faci ce spune poporul, pentru că tu ești în funcția publică, investit ca urmare a votului pe care ți-l acordă cetățeanul. Pe de altă parte, ești remunerat. Și pe altă parte, că pe orice parte am luat-o, politicile publice pe care tu le faci ca și guvern sunt de fapt soluții la crizele sau la nevoile cu care se confruntă comunitatea. E adevărat, ai nevoie de oameni care să fie asumați. Ai nevoie de lideri. Un lider trebuie în primul rând să fie onest și să nu fie fricos. Dacă ți-e frică, dacă frica își pune amprenta pe deciziile pe care le iei sau pe modul tău de a te manifesta, nu poți să fii lider. Nefiind un lider, nu poți să asumi o decizie care poate să aibă impact sau va avea impact asupra echipei pe care o conduci sau mai mult decât atât asupra cetățenii, a populației. Deci avem nevoie în funcțiile critice, în funcțiile decizionale, cu decizie, cu forță de decizie, de oameni care să fie lideri. Nu avem acești lideri în prezent? Pe semne că nu sunt din moment ce ei nu-și asumă să pună în practică ceea ce vă spuneam. Discutam despre reorganizare teritorială, administrativ-teritorială. Sunt comune și avem exemplu în județul Hunedoara, cea mai mică comună din România, din 3100 ceva de OAT-uri, cea mai mică este în județul Hunedoara, care numără 80 și un pic de, până într-o sută de locuitori. Atenție, din care 8 locuitori, 8 sunt consilieri locali. Mai avem încă un consilier local care are și atribuții de viceprimar și avem un primar.
Pe ea gândiți-vă dumneavoastră dacă ar fi să reorganizăm teritorial România, ce economie am face. N-am ajunge să discutăm de comasare plecând de la premisa că am face niște economii la buget, dacă ar fi corectă intenția noastră, da, dacă am fi cinstiți, că am putea să facem aceste economii sau economii mult mai mari dacă am pune pe de o parte în practică referendumul, pe de altă parte să ne reorganizăm. Și atunci eu cred că, să revenim la subiectul principal, la comasare, eu cred că această comasare de fapt are la bază sau în subsidiar alte temeri, frici, atenție, frici, de asta spun că nu sunt lideri, că dacă ești lider, iei frica, iei pericolul în mână, în brațe, te tăvălești cu el, mergi cu el în fața electoratului, spui asta e situația, asta facem și de aici stăpim rău, de la rădăcină. Dar ce se întâmplă? Haideți să vă spun eu felul următor. Vin europarlamentarele, acum 5 ani, dacă dăm un pic în urmă timpul, ieșeau cei de la PNL și spuneau, votați cu noi ca să nu ajungeți să vă conducă PSD-ul. În 2024, PNL-ul guvernează cot la cot cu PSD-ul, mai mult decât atât, i-a dus și la guvernare. Tot în 2020, PNL-ul îl racolase pe domnul actualul europarlamentar, care a fost cap de listă și a făcut un scor nu cum s-ar fi așteptat, dar mult mai bun decât puteau să rezolve, cred eu, fără Raleș Bogdan, ca vârf de lance, spunând că dacă îl vor gira pe partidul dânsului și la parlamentare, vor reuși ca un termen record, deci uite că erau lideri atunci, găseau, aveau soluții, să reducă pensiile speciale, să le elimine, într-un termen record de maxim 30 de zile. Se împlinesc astăzi fix 3 ani și jumătate, da? De când au trecut cele 30 de zile. Ce s-a întâmplat în acest timp? Au găsit scuze, au găsit fel și fel de alte propte sau, cum să spun eu, impedimente la ceea ce n-au reușit să facă, de fapt. Nu mai pot să vină PNL-ul să zică din nou iarăși votați cu noi ca să vă scăpăm de PSD. Nu pot să mai zică votați-ne pe noi că o să vă mărim salariile. Că au spus că o fac și n-au făcut-o. Au spus că măresc pensiile și n-au făcut-o. Au spus că taie pensiile speciale și n-au făcut-o. Au spus că, virgulă, construiesc spitale regionale și n-au reușit să le facă. Au spus că modernizează sistemul de învățământ și n-au reușit să facă. Au spus că scot România din oroaie. Aduceți-vă aminte că erau slogane de campanie care spuneau că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Astăzi, în 2024, România arată așa cum arată, pentru că din 89 și până în prezent, într-o formă sau alta de guvernare, PSD-ul cu PNL și pe alocuri cu UDMR au guvernat. Da, nu putem spune că nu vorbim despre o evoluție și în ceea ce privește infrastructura rutieră, cea școlară, de asemenea. Este o evoluție, dar dacă este să ne raportăm, toate țările membre UE au evoluat. Să nu aveți impresia că doar în România a evoluat. Dar gradul cu care evoluează o țară, comparativ cu altă țară membră UE, ne face să ne punem semne de întrebare. Suntem noi oare mai ardeleni, între ghilimele, mai molcomi, sau suntem mai bătuți de soartă că am avut ghinionul să punem în funcții cheie oameni care nu au fost așa de pregătiți pe cum s-au prezentat? Și care ar fi răspunsul la această întrebare? Eu cred că alegerile astea sau tema dată că e nevoie să comasăm alegerile, este falsă dacă plecăm de la premisa că facem o economie de resurse financiare, da? Eu cred că, de fapt, în spate stau sondajele care arată clar PNL-ul într-un ritm descrescător, arată foarte mare disperarea pe care factorii politici actuali o au în ceea ce înseamnă Partidul Aur și procentele care le sunt alocate acestei formațiuni aur în toate sondajele, indiferent că face sondajul PSD, indiferent că face PNL, indiferent că face USR-ul sau oricine altcineva, toată lumea spune clar că acest partid aur este pe creștere. Dar de ce este pe creștere? Cum crește un partid? Că nu este un elastic ca cineva să tragă de el. Este pe creștere pentru că tot mai mulți oameni își dau seama că politicile publice care le sunt prezentate, pe de o parte, n-au fost inițiate sau cele care s-au realizat nu înfăptuiesc așteptările sau nu rezolvă problemele comunității. Și atunci omul se reorientează. Eu întotdeauna am spus-o și îmi place să o repet. Dau exemplu votului
votul cetățeanului, similar cu acea a unei persoane care alocă unui broker de la bursă un capital. Pe de o parte avem cetățeanul a cărui capital este votul, pe de altă parte avem un om de afaceri care are capital partea financiară. Eu votul îl dau unui politician care se prezintă în campanie, tocmai convins fiind că odată ajuns acolo pe funcția de decizie, prin priceperea pe care o are, prin capacitatea de a-și face o echipă, prin cunoștințele dobândite în decursul vieții, să poată să gestioneze resursele pe care eu îi le pun la dispoziție, adică impozite și taxe, astfel încât ca gestionarea lor eficientă să-mi dea și mie o bunăstare. Aceeași chestie fac și cu plasamentele la bursă. Am o economie de 1000 de lei, 1000 de euro, 10.000 de euro, fiecare câți bani are, și mă duc către un broker și spun în felul următor: omul acesta este priceput. Eu îi dau banii convins fiind, sau bine, mi-au niște garanții, că dacă el gestioneze banii mei, în speță votul meu, dacă face uz de el, prin priceperea lui, prin implicarea lui în domeniul bursier, va reuși să-i multiplice, clar va avea și el niște beneficii, dar voi resimți și eu. Asta înseamnă plus de valoare. Și un research înainte să faci acest pas. La fel se întâmplă și în cazul posibililor candidați, nu? Pe deci, orice cetățean se uită puțin, hai să vedem ce a făcut, cum a făcut, cum este și fire să se întâmple de altfel. Doar că uneori am mai asistat la astfel de situații în care mulți dintre cei care au votat cu X persoană s-au simțit dezamăgiți ulterior. Acum se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi să luăm decizii care ulterior să dovedesc că nu au fost cele mai bune. Important este, suntem norocoși dacă le conștientizăm, adică să identificăm care a fost decizia greșită și ceea ce ne-a dus în situația dată, și bineînțeles este ideal și este de apreciat dacă avem capacitatea să ne reinventăm, adică să știm ce e de făcut de acum încolo. Ok, am luat o decizie proastă, am ajuns la, nu știu, să aleg un primar care a eșuat, să aleg un consiliu local care este ineficient. Este inadmisibil să ai 21 de consilieri locali, de exemplu, și în bugetul municipiului Deva să nu vezi nici măcar un proiect care vine de la un consilier. Adică este de domeniul fantasticului. Dar bine, o să discutăm și aceste aspecte. Dar legând la comasare, întrebarea mea care o adresez celor care ne urmăresc: nu cumva această comasare este necesară tocmai pentru că are la bază o delăsare? Nu cumva guvernul, administrația locală s-a delăsat de la ceea ce a trebuit sau de la ceea ce a promis și conștientizează oarecum pericolul care îi paște, adică acel pericol ca o altă formațiune politică să se prezinte în fața electoratului cu oameni profesioniști, oameni onești, oameni care doresc să se implice în administrația locală și nu cumva oare acestor actori politici care astăzi îi găsim la PSD și la PNL încearcă cu disperare să-și unifice electoratul, să-și comaseze masele care le pot manipula, să-i voteze într-un bloc, într-o formulă, tocmai pentru a-și menține acele poziții cheie și de unde primesc atâtea beneficii. Eu asta cred. Ne scrie pe pagina de Facebook a Hunedoara 1 TV domnul Lucian Mara, care este consilier din partea USR, consilier local la Deva, și ne spune că sunt bugetate două proiecte care vin de la un consilier. Iată, la Deva. Deci sunt, poate ne scrieți și care sunt acelea ca să... Îl salut pe domnul Mara. Da, mă bucur atunci, îmi cer scuze că am spus că nu a fost, eu nu am știut despre ele, poate că și asta ar trebui să dea de gândit multora dintre consilierii locali, modul în care își fac cunoscute intențiile, proiectele. Sunt bine cunoscut ca fiind unul dintre cetățenii care sunt activi și sunt implicat în probleme comunității. Cât mai sunteți primit care și organizez în ședințele de Consiliul Local, nu? O să fiu primit și o să am acces la ședințele de Consiliul Local mult mai mult timp decât vor fi cei care încearcă să mă blocheze pe mine în funcțiile respective. Și spuneam că eu chiar urmăresc îndeaproape proiectul de hotărâre de Consiliul Local care vizează aprobarea bugetului. Am încercat și am realizat să obțin dezbateri publice la care am participat. Am și introdus un proiect în bugetul municipiului Deva pe anul 2024, fără să fiu consilier local, fără să fiu angajat al aparatului de specialitate a primarului, fără să am susținerea politică a majorității care asigură de fapt astăzi majoritatea în Consiliul Local Deva.
Înțeleg că domnul Marea are și el două proiecte, bravo, felicitări, dar sunteți unul din 21, nu? Adică unul din 21 este, eu m-aș fi bucurat să fie o competiție de proiecte. Adică dacă avem 21 de consilieri, ca și primar, aș ieși în felul următor. Să vă spun, dragii mei, mă bucur că veniți cu proiecte, haideți totuși să le prioritizăm, să vedem care sunt stringente, care ard pentru populație, care le punem pe pozițiile principale. Pentru că dacă avem 10.000 de proiecte, dar putem să bugetăm doar 700 dintre ele, nu le putem pune pe toate, că iată nu le putem face pe toate. Domnul Mara, despre ce proiecte este vorba? Un proiect pentru achiziționarea unui autoturism adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilități și al doilea este pentru realizarea unor treceri de pietoni supraînălțate aflate în apropierea școlilor. Astea sunt proiecte pe care eu le-am auzit în anii anteriori. Eu nu am auzit proiectul sau poate doar acum a reușit să-l impună. E posibil. Deci, ideea de, și poate chiar poate să confirme, ideea dânsului, cred că vine de prin 2021 și nu știu de ce n-a reușit să-l prindă pe buget încă în momentul în care USR-ul asigura majoritatea împreună cu PNL-ul, au avut și viceprimar. Adică, acum, eu nu vreau să fiu răutăcios cu Lucian, pe care îl cunosc, îl respect, dar cred că ați avut posibilitatea, ați avut o bună perioadă de timp, cred că un an și un pic, în care ați avut viceprimar și în care aceste proiecte, care nu sunt niște proiecte foarte îndrăznețe, adică să mă ierte Dumnezeu, să cumperi un autoturism cu persoanele dreptate, de dizabilități. Din păcate, doar anul acesta au fost cuprinse în buget. Deci eu nu vreau ca nimeni să ne dreptate, vreau doar ca adevărul să fie cel în jurul căruia ne construim campania electorală, în jurul căruia luăm deciziile pentru cetățeni, că nu crește cu nimic ca inima în mine, să-mi spune cineva, da, domnul Crești, ai dreptate. Că, de fapt, nimeni nu are dreptatea, dar important și ideal este ca, prin tot ceea ce facem noi și prin tot ceea ce dăm comunității, să regăsim un plus, adică o calitate, o îmbunătățire a vieții. De asta îi spun Lucian, din 2020 până în prezent, să ai doar două proiecte, eu n-aș fi mulțumit. E vorba de a trasa niște... cu ceilalți e ceva, nu? Corect. Adică 0,2 este mai mult decât 0. Ați văzut? Corect. Un alt domn, Roberto, vă întreabă, păi câți bani a câștigat în 2022 domnul Clej, că doar lucrează cu statul și are doi angajați? Vă întreabă. Nu știu exact la ce face referire. Nu știu la care dintre companiile mele, domnul Roberto, a numărat angajații. Am un grup de firme, am un holding, să zic așa, activez în mai multe sectoare de activitate. Este adevărat că marea majoritate a sferei mele de business se adresează mediului public. Drept dovadă, am și o experiență vastă prin faptul că implementez proiecte din fonduri europene în peste 250 de UAT-uri, primării, consilii județene, spitale, creșe, grădinițe, muzee și alte categorii de instituții publice. Sunt un om transparent și n-am nimic de ascuns. Toți banii pe care îi am provin din urma activității profesionale pe care din 2007 până în prezent o asigur în mod continuu și neîntrerupt. Și care era întrebarea? Câți bani am câștigat? Da, cu statul în 2022. Sunt banii pe care pe de o parte i-am vizat, adică i-am contratat în contracte de consultanță pe accesare și implementare fonduri europene, sunt banii care au fost integral eligibili prin proiectele pe care le-am câștigat și sunt bani pe care i-am încasat și datorită faptului că proiectele în care am fost implicat s-au închis la termen și n-au fost penalizate și suma lor este publică, o găsiți la companiile pe care le administrez, pe M-Finanțe sau pe listă firme. Am dat și un număr de site, nu știu dacă e o reclamă. Găsiți tot ceea ce înseamnă cifră de afaceri, profitabilitate, rentabilitate, numărul de angajați. Ceea ce nu se văd acolo sunt colaboratorii. Am un număr de aproximativ 72 de colaboratori în toată România, începând cu zona de nord-est a țării, am centre regionale la Iași, la Târgu Mureș, la Sibiu, la zona București, Ilfov, bineînțeles. Sunt antreprenori care lucrează în regie proprie, sunt consultanți. Nu pot să-i angajez să am un contract individual de muncă. Colaborăm pe formă de subcontratare sau de colaborare peste servicii. Să sperăm că răspunsul dumneavoastră l-a bucurat pe domnul care ne-a scris. Tot domnul Mara ne mai spune că propunerea am avut mai multe, inclusiv realizarea unui incubator de afaceri aici undeva, dar mereu s-au pus piedici din partea administrației.
Dacă sunt idei bune, de ce ar pune cineva piedici unor astfel de proiecte, de idei? Păi cineva care este nepriceput sau nepregătit nu are capacitatea să analizeze oportunitatea, necesitatea, rentabilitatea unui proiect. Adică dacă sunt persoane de bună credință care au expertiză, vă dau un exemplu. Bugetul pe anul 2024 a fost în dezbatere publică. L-am luat, l-am studiat în detaliu, am văzut fiecare poziție de investiții, ceea ce vizează și sumele care sunt alocate. Vreau să vă spun că multe dintre ele am văzut că sunt supraevaluate, în timp ce alte erau subevaluate. Adică am văzut încă de la început o proastă planificare sau estimare a valorii necesare pentru a realiza un obiectiv de investiții. Adică dacă un obiectiv de investiții este foarte bun ca și idee, dar dacă tu nu-i aloci resursa financiară necesară, e clar că nu poți să faci din, scuzați-mă, din rahat vici să mai și pocnească. N-ai cum. Trebuie să dai cezarului ce al cezarului. Și acum, am luat bugetul de venituri și cheltuieli și am văzut în felul următor. Erau foarte puține proiecte de finanțare din surse nerambursabile pe 2021-2027. Am văzut foarte mari cheltuieli pe care va trebui să le suportăm din surse proprii, pentru că n-au fost în stare cei din primărie să finalizeze proiectele pe fonduri europene care trebuiau închise până 31 decembrie 2023 și toate sumele respective care au rămas și pe care ni le-ați prezentat pe care le vom plăti noi, am înțeles de la doamna director financiar contabil că această valoare a proiectelor nefinalizate se ridică la valoarea de 52 de milioane de lei, aproape 12 milioane de euro, 11 milioane de euro, a spus-o doamna în ședința de Consiliu Local. Și vă spuneam, îi dau un răspuns acum și domnului care m-a întrebat, am făcut o intervenție către Consiliul Local al Municipiului Deva și către compartimentul de resort, către financiar contabil, prezentându-le o oportunitate de finanțare pentru realizarea unui parc fotovoltaic, care se poate realiza prin fondul pentru modernizare, unde beneficiarii sau solicitanții eligibili sunt toate urile. Scopul acestui program este de a produce energie regenerabilă din surse proprii pentru autoconsum, adică nu avem voie să producem niciun megawatt, un kilowatt în plus ca să-l vindem, nu putem deveni prosumatori, unde finanțarea este 100%. Ce sunt comune în județul Hunedoara, am discutat cu care au astfel de proiecte. Exact, au astfel de proiecte. Am și eu câteva proiecte, că de asta le cunosc. Și ceea ce am văzut, apelul de proiecte era deschis, este încă deschis din 6 decembrie. Vreau să vă spun că în bugetul de venituri și cheltuieli al Devei, un astfel de proiect nu se regăsea. N-avem nevoie de și astfel spus, de proiecte? Și a spus, oare sunt întâmpiți sau... Deci, am o singură explicație. Ori sunt întâmpiți, idioți, adică, ori suntem rău intenționați. Deci, altceva nu se poate. Dom'le, să-ți dea comunitatea europeană prin fondul de modernizare bani 100% nerambursabili, adică ia banii și fă-ți un parc fotovoltaic pe terenul pe care tu îl pui la dispoziție, de fapt ăsta ar fi singurul aport, terenul, infrastructura, fă-ți parcul fotovoltaic și toată producția pe care tu o realizezi acolo, o folosești pentru consum propriu. Asta deci înseamnă reducerea banii cheltuielilor și nu mai plătești curentul pe iluminat public stradal. Știți că am avut probleme de sărbători. Iluminatul festiv, praf, zero. Astăzi, dacă mergem prin cartierele orașului, da, aproape iluminatul public stradal nu există. Exact. Avem fel și fel de scuze. Ba că cei de la Enel au pană de curent, ba că nu este bună rețeaua, ba că s-au ars becurile, ba... Deci o grămadă de scuze la ceea ce n-am putut să facem, dar nici măcar o soluție care să rezolve aceste probleme. Și atunci am intervenit și a scris, bună ziua, mă numesc Lejoan Emanuel, vă scriu, am trimis un mail. În data de 28 ianuarie, către primăria municipiului Deva. Dacă cei care ne urmăresc au curiozitatea să vadă, în expunerea de pe care primarul a făcut-o, pentru că primarul inițiază hotărârea de Consiliul Local, menționează faptul că ideea domnului Clejoan Emanuel a fost luată în calcul și mai mult decât atât, anunț pe această cale proiectul pe care l-am propus ca și cetățean al municipiului Deva, se regăsește astăzi în planul de investiții pe anul 2024 la poziția numărul 172. Deci este elaborarea documentației tehnico-economice pentru realizarea acestui proiect de investiții care e adevărat. Trebuie să ai pricepere, trebuie să te preocupe, să vrei să faci ceva pentru comunitate, că aici nu era vorba de un proiect care să-mi aducă mie bunăstare. Că nu o să mă duc eu, Clej sau dumneavoastră sau oricine altcineva să bag ștecherul în priza de la parcul fotovoltaic. Nu. Acel parc fotovoltaic va produce energie electrică pe care noi, comunitatea,
o vom folosi și nu o vom plăti. Adică vor rămâne bani ca să putem să asigurăm o finanțare pentru, știu, secția de pediatrie a spitalului din Deva, chiar dacă nu este a noastră. Dar copiii devenilor merg la secția de pediatrie și atunci cred că putem să finanțăm. Poate vom găsi să reabilităm un loc de joacă, că și așa sunt praf. Deci facem o economie de resursă pe care o putem investi ca să aducă un beneficiu, să aducă un plus de valoare. Deci proiecte, iată că există, dar asta vă spun, este inadmisibil ca tu ca și primar, ca și administrație locală să eviți organizarea unei dezbateri publice pe tema bugetului, pentru că de fapt bugetul este, reprezintă cel mai important document strategic de planificare a resurselor pe care le avem la dispoziție pe termen de un an. Asta înseamnă că trebuie să existe și o strategie foarte bine pusă la categoric. Să știți că am primit foarte multe reacții, așa mai în glumă spunea, ce te preocupi? Ești printre puținii care, chiar dacă nu ești în Consiliul Local, te interesează bugetul de vei și după 6 iunie 2024. Păi și de ce vă interesează și la început nu mi-am dat seama, zic, dar ce vrei să spui? Stai un pic, că bugetul până 31. Deci n-ai înțeles. Sunt unii care sunt conștienți că locul lor este... Poziția lor în domeniul respectiv se gata în 6 iunie. Era discuția în care în 6 iunie ar fi avut loc alegeri locale. Zicea, pe ei nu mai interesează cei după 6 iunie, că știe că vor pleca de acolo. Zic, bun, ok, pleci din funcția publică. Nu mai ai beneficiile, nu mai ai șoferul, nu mai ai grila de salarizare de 5.000 de euro pe lună, că discutăm de salarii care le au și primarul, și viceprimarii, și administratorul public, și stechetarul, sute de milioane, în fiecare mână, la palmă, bani mulți. Și nu-i vezi prin teren, nu-i vezi pe șantiere, nu-i vezi să dea cu piciorul într-o dală care e pusă una așa și una așa. Acolo să dau cetățenii zi de zi, da? În acele dale care... Și atunci îmi spune, zice, ei, face tu, te zbați ca nebunul pentru că tu vrei să fii în administrație implicat. Și după 6 iunie, ei știu că sunt pe ultima... 9 iunie, da? Din 10 iunie, poftim, sau când se va face investirea, zice, tu îți dorești să faci activitate civică sau poate chiar într-o formă de ales local și după 10 iunie 2024, pe când ei, pe seama sondajelor pe care le au, văd care e situația și că se duc fix în cap, adică nu cum este geata galbenă, invers în jos, și atunci ce ne preocupați? Nu ar trebui să conteze până la urmă ce se va întâmpla după această dată, pentru că ei sunt în funcție în prezent. Indiferent că vorbim de Deva, Hunedoara, Boșorod sau Ilia, nu ar trebui să conteze, ci ar trebui să conteze proiectele pe care le au în derulare și ce fac în prezent, pentru că mandatul lor nu se încheie sau nu este încheiat acum, indiferent despre cine vorbim, repet. Ar trebui să le pese mai mult de ce fac până în acel moment, nu? Așa ar fi normal. Eu cred că omul responsabil își asumă ceea ce face și până este într-o funcție publică, și perioada în care ocupă o funcție publică, și se asigure să beneficieze de onoare și demnitate și după ce nu mai este în funcția publică. Pentru că noi așa suntem oameni și rămânem în această comunicate. Că nu o să termini mandatul de primar acum în 2024 și pleci la Călan sau la Sulighete sau nu știu unde, sau la Bruxelles sau pe vas de croazieră pe Mediterană. Până una alta, ești un om care s-a îngrijit, așa cum ai putut tu, mai bine, mai rău, de comunitatea veană și tot aici trebuie să rămâi, să vezi. Să te bucuri, adică, de realizările tale, nu? Nu suntem ca și copiii cei mici, că toți am fost copii și mai aveam prieteni, veneau din clasă cu jucăriile, se jucau, dacă nu te jucai cum vrea el cu jucăriile lui, zicea, gata, strâng jucăriile și plec. Sau dacă jucam fotbal și dădeam gol în poarta lui, iau minge și plec acasă, că era mingea lui. Adică, totuși, aici e vorba de responsabilitate. De asta spuneam, e foarte important ca în funcțiile cheie să ajungă oameni care sunt preocupați și pentru care faptul să fii responsabil este o condiție esențială. Și pe de o parte, să fii responsabil până ajungi în funcția publică, să te asiguri că ceea ce ai promis ai și realizat, adică spui ceea ce faci și faci ceea ce spui, și mai mult decât atât, să fii conștient că va veni și ziua în care vei părăsi funcția publică într-o formă sau alta, da? Și atunci va trebui să te bucuri de onoarea sau de recunoștința celor care te-au mandatat cu votul lor și pe care i-ai reprezentat și care de câte ori te vor vedea pe stradă, îți vor stânge mâna, te vor privi în ochi și vor spune, domnule fost primar sau domnule primar, cum se practică, vă mulțumim pentru ce ați făcut pentru comunitate. Dar aia înseamnă că acum cât ești primar, ești pe teren,
vorbești cu oamenii, mergi în cartiere, mergi la fiecare scară de bloc și discuți cu doamnele, cu bunicile noastre, cu părinții noștri care stau și spun, iarba nu-i tunsă, avem ștrandul arată groaznic, pistele de biciclete sunt întârziate, dalele nu sunt aliniate uniform, gunoaiele sunt ridicate foarte rar, adică poate ar mai trebui să mai fie încă o dată să vină mașina de gunoi și să ridice gunoiul. Și în ceea ce privește gunoiul, am primit și noi astăzi, colega mea, Nicole Ebner, a primit câteva filmulețe, iată le avem, câteva filmări chiar lângă Aqualand, de va putem vedea acum în imagini mormane de deșeuri, iarbă, cred că și moloz este acolo, la doar câțiva pași de terenul de sport, terenul de fotbal, care este la poalele cetății. Iată, avem această imagine care o să te rog, Andra, să mai difuzăm încă o dată, să vedem aceste imagini. La poalele cetății, la nici 250 de metri de la punctul de pornire al telecabinei, nu cred că să fie mai mult, da? Să avem astfel de bombe ecologice, deșeuri care provin din construcții, cum a spus și dumneavoastră, în proximitatea, în imediată apropiere. Iată, cei a unei tineri joacă fotbal acolo, adică probabil se țin și anumite meciuri, activități sportive. Exact, dar poate și cu alții veniți din alte localități sau poate chiar din alte județe. Poate că acesta este modul în care unii au înțeles sau sunt mulțumiți de sintagma Deva Frumoasă. Eu o folosesc și poate că ar fi foarte bine când cineva promite un lucru să și spună electoratului ce înseamnă Deva Frumoasă. Dacă asta ce am văzut aici la televizor înseamnă Deva Frumoasă, eu spun mulțumesc, nu, n-am nevoie de așa ceva. Eu vreau atunci, vreau Deva curată. Vreau Deva asfaltată, vreau Deva pusă la punct. Am văzut că acum vor începe Deva asfaltările pe unul. Canalizările se fac și canalizări. Principi. Sau canalizații. De la liceul capace. Auto, acel bulevard, am înțeles că va intra în reabilitare. Acum se va asfalta. Am văzut pe pagina primăriei că vor începe marile lucrări de asfaltare. Este primul anunț pentru că și telecabina din Deva era finalizată încă din 2022, dacă nu mă înșel, și suntem în 2024, în data de 19 februarie, când s-au făcut mai bine de 45 de zile de când a început recepția. Vă amintiți că luna decembrie, primarul municipiului Deva, printr-un comunicat de presă pe pagina primăriei și cred că și în mass media local, au spus că a început procedura de recepție. Acum, e adevărat că sunt economist și sunt expert în accesarea de fonduri europene nerambursabile, dar eu n-am mai întâlnit în viața mea și am 40 de ani și o împliniți, ca o procedură de recepție la o coșmelie, la o telecabină, da? E o telecabină, domnul Cleș, acum nu-i spuneți așa, pentru că e una mai mare, modernă. Da, discutăm și despre ea dacă doriți, că vă spun cât de mare este. Deci este inadmisibil ca în 45 de zile să nu fii capabil să faci o recepție. Că de fapt recepția cine o fac? O fac cei din primărie. Deci eu dacă eram primarul Devei, îi luam. Zic, mă, ce faci? 45 de zile. M-ați făcut să anunț public. Domnul primar cetățenii, nu prea apare nici la ședințele de Consiliu Local. Din și când apare, spunea un prieten că a venit primarul cu interlopii să știa că bugetul și acum iar nu mai apare. Chiar a lipsit foarte multe luni, a venit, a fost scandalul la Crăceaunic, a venit cu interlopii. Acum nu, eu n-aș merge chiar până într-acolo să-l acuz de lucrurile astea sau nu cred că le-a premeditat să vină cu, știu eu, cu oameni care instigă sau care amenință sau care sunt mai guralivi doar ca să intimideze, să ne intimideze pe cei mai vocali. Unul dintre ei aș fi și eu. Și a trecut bugetul, la revedere, i-a dat și peste mână președintele de ședință, am văzut o secvență la televizor, după care a plecat. Îs curios să văd dacă mai apare până, sau când va mai apărea la ședința de Consiliu Local. Poate este în teren și verifică aceste lucrări, domnule Cleș, așa păi cum spuneați. Și dacă este în teren și le verifică, înseamnă că le verifică prost, greșit. Pentru că ele continuă să fie la fel de dezastruoase, adică nu se văd îmbunătățiri. Și mai mult decât atât, chiar mă uitasem pe o postare de astăzi a colegilor mei, consilier local de la AUR, unde o lucrare de investiții asupra cărora domnul Barstan și Mane semnalau deficiențe încă din faza de realizare a investiției, e vorba de parcarea din zona fostului suprem, din Dorobanți, da? Astăzi au mers și au văzut că de fapt lucrarea este praf. La 3 ani de la recepție. Adică omul vine ce și spune... Ce înseamnă praf? Este praf? Uitați-vă, putem să intrăm pe consilierii AUR Deva să vedeți cam cum arată o lucrare de investiție finalizată acum 2 ani și un pic 3 ani de zile. Să vedeți astăzi cum arată o lucrare recepționată, o lucrare asupra cărora colegii mei,
domnul Mane și domnul Barstan au spus, nu este ok cum se realizează. Ce credeți că face din primărie? Ei, le știți voi. Iar le știți voi pe toate. Faceți recepția, dați banii la firmă, eliberați garanția de bună execuție, vedem după aceea dacă se întâmplă ce se întâmplă. Ei bine, astăzi dacă mergem acolo, lucrurile sunt așa cum sunt. Cine plătește pentru aia? De ce risipim resursa financiară? De ce ne bate joc de ei? De ce nu putem să cerem ca lucrările de calitate să fie plătite și cele care nu îndeplinesc cerințele minime de calitate să le spunem să fie reparate? Știți ce am aflat astăzi? Vin și îmi spun prieteni, zice Clej, să vezi acum noua strategie a celor din primărie care vor să vă faulteze pe voi de la aur. Zic, ia să ia curios, cam care-i. Zic, au renunțat la amenințări, la intimidări, la fel și fel de calomnii și așa mai departe. Zic, ce le mai trece capul? Acum, ci că merg înspre cei care au lucrări de construcții prindeva și le spun, zice, să știți că nu din cauza mea vă dau eu vouă neconformități. Că dacă ar fi după noi, după cei din primărie, îmi spun sursele, zice, noi v-am face recepția așa cum îi. Dar zice, vine aia de la aur, vine Clej, face live pe acolo și zice, chiar nu pot să vă dau banii dacă lucrurile nu sunt de calitate. Deci ei, în loc să fie responsabili și să zică, domnule, nu-ți dau voie să treci lucrarea asta de calitate la recepție până când nu îndeplinești cerință din cărți de sarcini, ei spun, știi, noi suntem, cu noi mai meargă, treacă, meargă, le facem și așa pe fușărite, îți dau și banii, chiar dacă nu pui toată cantitatea de beton pe care aveți trebuie să o pui. Aveți dovezi în ceea ce privește afirmațiile? Am spus că mi-au spus surse din primărie, astăzi mi-au spus, asta am spus, mi-au spus lucrurile astea. Adică este inadmisibil să vii să critici, între ghilimele, pe cel care vine și îți arată o neconformitate. Vă amintiți când am spus că la Ștran lucrurile sunt neconforme și că se periclitează sănătatea devenirilor? Ce au spus? O venit Clej, expertul, iar o zis pe așa mai departe. Au venit două instituții de control, două instituții și au constatat că devenii au fost expuși la cantități de clor care depășeau de până la 10 ori limita maximă permisă în apa unui bazin de not. S-a demonstrat atunci. Mi-a plăcut foarte mult că avem pe burtieră delăsare, comasare sau restatare. Mă amuză foarte mult că discutăm de comasare, dar iarăși niște evenimente, cel puțin hazlit din punctul meu de vedere. Prefectul județului Hunedoara îl acuză pe președintele Consiliului Județean că fântâna de la Broaște este nefinalizată, deși lucrările au început din 1 decembrie, spunea domnul prefect, anului 2023. Deci în două luni prefectul spune că președintele CJ Hunedoara n-a fost în stare în două luni să facă o fântână. Dar prefectul nu ne spune că de mai bine de 3 ani colegii lui de partid, domnul Oancea și domnul Berbeceanu, în speță primarul municipiului Deva și administratorul public al municipiului Deva, au abandonat toaleta publică din zona Casina, cercul militar, și zace acolo în mijlocul centrului recent modernizat. Poate lucrează la un proiect și în acest sens, domnule Clej. Păi lucrează, de 3 ani, dar tot lucrează și nu mai vin rezultatele. Și astăzi, dacă mergeți acolo, chiar vă rog frumos să vedeți. Eu nu spun că n-ar fi bine să fie și la Broaște, îmi doresc să văd și Broaștele. Într-adevăr, arăta foarte urât într-o zonă recent modernizată, să rămână acea marmură neagră sau ce era pusă. Eu chiar felicit inițiativa de a moderniza această fântână și de a o pune într-un climat favorabil. Dar această relație de cum să spun eu, PNL cu PSD, prefectul îl critică pe președinte, dar nu vede mizeria din ochii colegilor. După aceea, mai critica domnul prefect acum și drumurile, gropile sunt în carosabile. Dacă merge pe la Râușor sau dacă merge prin Valea Jiului, găsește 78, că le și numără, 78 de gropi, dar pe de altă parte, în loc să le repare împreună, că la guvernare, că este prefect PNL într-o guvernare cu prim-ministru PSD, corect? El pârghiile cei de la PSD, de la Consiliu, se apucă și numără gropile care sunt pe drumurile naționale. Adică eu de la prefectură, eu care am drumurile naționale, ți arăt gropile tale județene și tu de la județ să mă arăți mie gropile naționale. Nu asta trebuie să facă ei. Ei trebuie să facă în așa fel încât pe drumurile naționale, cei de la prefectul să n-aibă nicio groapă și pe drumurile județene, cei de la Consiliul Județean, să n-aibă nicio groapă. Că dacă eu ți arăt că tu ai, știu eu, o pată pe cămașă și tu mi arăți că am o pată pe tricou, n-am făcut nimica. În fond și la urma urmei, că ne place, că nu ne place, că se suportă, că nu se suportă, că se jignesc, spun unii către ceilalți,
sunt la guvernare PSD și PNL și poporului astăzi nu este bine. O guvernare care nu a funcționat niciodată la nivelul județului Hunedoara. Și nu va Hunedoara. Funcționa. Această alianță au fost declarații destul de aprinse pe acest subiect și se intensifică aceste probleme între PNL și PSD, dar să nu uităm că dacă vor exista într-adevăr liste comune, probabil că lucrurile se vor mai calma din acest punct de vedere și să nu uităm că a existat și o decizie la nivelul Partidului Național Liberal, la nivel central, o decizie care a fost emisă tuturor organizațiilor județene din țară, inclusiv în județul Hunedoara, care spunea clar președintele de partid va candida pentru funcția de președinte pentru Consiliul Județean Hunedoara sau reședință de județ în funcție de situație. Și acolo a apărut o virgulă de care s-a agățat doamna președinta PNL Hunedoara și iată candidat pentru sau posibil candidat pentru CJ Hunedoara să fie prefectul județului domnul Călin Marian. Dar în această ecuație de liste comune, ce să ne așteptăm? Eu sunt unul dintre cei care am contestat vremelnic Partidul Național Liberal și astăzi sunt... Pe scurt că ne apropiem de final. Și astăzi eu consider că dacă DEV arată așa cum arată, o mare parte din vină o au cei de la PNL care au dat primar în ultimii 7 ani și nu au făcut multe chestii și puteau să facă. Dar totuși cred că în situația dată, și nu o spun ca și glumă, cred că cei de la București, de la PNL, nu au fost conștienți de ceea ce au în județ. Păi dacă eu știu că sunt un județ în departidul Praf, acum eu mă pun președinte PNL, mă, dacă știu că nu pot să câștig primăria Deva, dacă nu știu, știu că nu pot să câștig județul, dacă știu că partidul îmi stă în sondaj undeva în 10-12%, cum să mă duc să candidez? Ca o pe altul care e mai inconștient sau îl las să facă lucrul ăsta. Adică, pe de o parte, e vorba de a-ți... A fost împins în față să candideze, să mă rog, să-și arate intenția de a... Nici nu mă interesează dacă a fost împins sau a fost alegerea domnului prefect de a candida. Eu cred că trebuie să ai curaj să mergi să poți să candidezi când tu ai fost, ești prefect, când ești primar la Deva, vezi că lucrurile sunt așa cum sunt și că nu se îndreaptă în direcția bună și să-ți dorești să mergi să mai reconfirm, să ceri încrederea electoratului. Dar vedem ce va fi după alegerile parlamentare, după locale. Comune și pentru și vedem, cel mai important este că am discutat de delăsare, adică ceea ce ne-a dus în situația să fim nevoiți ca să le comasăm, mă refer la cele două partide, și tot ele spun că dacă le vom vota pe liste comune, vom face o restartare. Eu cred că de data asta trebuie să deschidem foarte bine ochii, să vedem dacă putem spune hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Cred că această comasare nu are la bază această strofă din, pe care am menționat-o. Cred că de fapt aici e două formațiuni politice care de frica Baciului Vrâncean, adică a formațiunii AUR, sunt nevoite de voie de nevoie, se mai jinesc, se mai împung, se mai ceartă, se mai chiar și scuipă, la figurat bineînțeles, să-și dea mâna ca să rămână la butoane, cum zic unii. Dar eu cred că această comasare sau această candidatură pe liste comune este de fapt o șansă pentru România, o șansă pentru Deveni să restartăm ceea ce cele două partide n-au reușit să facă și să ne reașezăm pe traiectoria corectă care duce înspre dezvoltare, înspre bunăstare, înspre normalitate. Că de fapt nu vrem lucruri exagerate, vrem un trai decent în municipiul Deva, în județul Hunedoara și, bine evident, în România. Și cel mai important, că avem primele alegeri sunt europarlamentarele, Partidul AUR își propune ca noi, ca și români, indiferent că suntem în județul Tulcea, în nordul țării, la Sighetul Mărmației sau, știu, la Seul sau în orice colț al țării, să fim respectați acolo unde suntem. Mai mult de atât, dacă suntem parte a comunității europene, să avem drepturi egale, tratament egal pentru fiecare cetățean. Adică știm cu toții că și suferim când beneficiam de dublul standard. Când mergi în Belgia, când mergi în Olanda, când mergi în Franța și spune, a, tu ești român. Nu, tată, sunt român, am identitate națională, am credință, am un set de valori, avem atâtea genii care le-am dat comunității europene și mondiale. Și da? Ce pădură are uscăturile sale. Și atunci cerem să fim respectați și să avem același tratament, aceleași drepturi, ca și orice alt cetățean
al țărilor membre în Comunitatea Europeană. Înainte de a ne lua la revedere, trebuie să vă mai citesc un mesaj pe care domnul Claudiu Florescu ni l-a transmis. Să-i spuneți domnului Cleș că nu sunt interlop, vă transmite domnul Florescu. Dânsul chiar nu este interlop. Departe de mine gândul de a mă referi la dânsul ca fiind interlop. Nu, este... Nu știe ce înseamnă interlopismul. E departe. O să discutăm atunci într-o altă emisiune. Astăzi am ajuns la final. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă mai așteptăm aici pentru că avem ce dezbate și ce discuta în acest an atât de ofertant din toate punctele de vedere. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!